Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o etalare specială, bonus, cum vreți voi să-i spuneți, pentru cei cu Taur, planete în Taur, Soare, Lună, foarte importantă, Venus, mai ales dacă aveți Venus în Taur, e clar că vă comportați ca măcar Taurașii. Venus, ce am zis, ascendent, iar e important, nodul nord. Și căutați-vă aceste poziții de-a lungul zodiacului, pentru că noi nu suntem zodia în sine, suntem întreaga hartă natală și în anumite perioade anumite planete sunt mai dominatoare, dominante și ne comportăm mai mult conform lunii, conform soarelui, conform altor marcaje. Am pregătit deja cărțile ca să fiu un pic mai iute, să nu mă lungesc totuși la oră cum am făcut la berbec. Este prima oară când fac genul ăsta de etalări, în care o să vorbesc despre un mesaj general, apoi despre cei care sunteți în cuplu, despre cei care sunteți singuri și apoi încerc să vă trec prin toate zodiile. Vedem ce apare. Evident că vor fi mesaje scurte, luați-le ca atare, adaptați-vă, fiți flexibili, încercați să înțelegeți și printre cuvinte, găsiți și voi noi înțelesuri și feluri în care se pot adapta mesajele. Pentru că dacă sunteți aici să le ascultați, e clar că trebuie să le ascultați și să le dospiți, să le proiectați la un moment dat în viață, într-un fel sau altul. Wow! Din seria mesajelor de la Înger ați primit iertarea și aveți răbdare. Iertarea. Unii dintre voi trebuie să vă iertați partenerul, partenera. Pe cineva trebuie să iertați clar și în primul și în primul și în primul rând trebuie să vă iertați pe voi. Dacă aveți planete în semne de foc sau în semne de pământ mai multe, sunteți uneori încăpățânați, ăsta e adevărul. Poate unii, nu toată lumea, aveți tendința, avem tendința, să zicem, să ne includem și pe celelalte zodii, da? Unii avem tendința uneori să proiectăm greșelile noastre pe ceilalți. Încercați să vă analizați și pe voi să vedeți de ce s-a întâmplat o situație. Chiar dacă cineva v-a greșit, există un motiv. Le-ați dat un motiv. Analizați-vă și dacă îl descoperiți, iertați-vă și pe voi. Apoi, aveți răbdare în acest proces de iertare. Pentru că iertarea poate să zică cine o vrea, ce vrea să zică, iertarea nu vine instantaneu. N-ai cum. Trebuie mai întâi să te vindeci ca să ierți. Și vindecarea necesită timp. Deci iertarea este strâns legată de vindecare, de înțelegere a sinelui și a persoanei respective și a situației respective. Și pentru asta aveți răbdare, ca să înțelegeți și apoi ca să iertați și să vă iertați. Și apoi, în continuare, trebuie să aveți răbdare ca să puteți manifesta, să vă ridicați în această lume subacvatică, interesant. O lume în care emoțiile pe care le-ați trăit unii dintre voi, evident, nu au fost suficient de aerisite. Una este apa aerisită, oxigenată, curată, da? Și alta este apa nămolită. Interesant mesaj care a venit tocmai acum. Poate că, fiind semn de pământ, nu ați împrospătat niște emoții, niște stări. Știți că cei care au acvariu trebuie tot timpul să oxigeneze aerul. Interesant. Probabil că aveți aspecte, niște case de apă și acolo trebuie făcută o lucrare de transformare emoțională. Însă, iar, încerc să folosesc ochelarii vechi, că pe ceilalți am dat la lipit. Aveți numărul 17, numărul 8, asta la care mă gândeam și îmi place că a venit confirmarea, da? 17, 8, transformare, casa Scorpion, zic, casă, nu de zodii, casa Scorpionului, care trebuie transformată, o casă foarte misterioasă, adâncă, profundă, emoțional, evident, nămoloasă și care trebuie lucrată. În momentul în care veți lucra, după ce vă vindecați, după ce iertați, e un alt proces de transformare și înainte și după, așa simt, așa puteți să vă ridicați.
deasupra apelor și să vă dezvoltați, să înfloriți cu o floare de lotus. Știți povestea, da? Are o tulpină foarte lungă care pleacă din cel mai îndepărtat, nu chiar exagerez, din amolul lacului, al apei. Dar ce frumoasă este! Adică trebuie să treceți prin multe stări emoționale, prin multe experiențe emoționale, sentimentale, ca să vă transformați. Dacă vreți împreună cu partenerul, dacă vreți separat, oricum în orice situație este nevoie de răbdare și de iertare. La capătul setului de cărți aveți singurul lucru real, real, este dragostea. Și cereți ajutorul cuiva. Demonstrați dragostea și acțiunile vorbesc puternic. Evident că lucrul ăsta puteți și voi să-l deduceți ce trebuie să faceți. Să demonstrați dragostea față de cineva și față de voi, și față de voi, foarte important. Dar cereți ajutor în cazul în care nu puteți să rezolvați ceea ce am vorbit despre iertare și despre vindecare. Și nu uitați că la sfârșitul acestui proces veți înțelege, chiar dacă acum poate înțelegeți așa la suprafață. Mai încolo veți înțelege de fapt că singurul lucru real ce sunteți ființe de ființe, sunteți zodii de pământ sau marcate de pământ și aveți nevoie de o lume reală. Dar adevărata realitate este în dragoste, nu în material. Și singurul lucru real este dragoste. Și repet, de fiecare dată, de câte ori vorbim despre dragoste, trebuie mai întâi să ne raportăm la noi și apoi la ceilalți. Nu în sensul egoist, în sensul profund și sincer. Trebuie să ne iubim, pentru că dacă nu ne iubim, acceptăm persoane care la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, ne vor dezamăgi. Le acceptăm din orgoliu, din dorința de a ne prezenta în fața publicului, a celor dragi, a prietenilor, a concurenței, cu un anumit parteneriat, că sunteți semne de pământ și vreți parteneriate de un anumit fel, da? Și apoi vă dezamăgește parteneriatul, pentru că nu-l căutați acolo, în sinceritate. Și acolo trebuie să vă găsiți mai întâi pe voi și apoi parteneriatul. Din seria mesajelor, alte mesaje foarte frumoase, foarte frumoase, au venit două cărți, iar două cărți. Ce frumos! Vorbiți cu Dumnezeu și, dragii mei, lăsați energia feminină să vă conducă. Ce este în primul și în primul rând? Două forțe, da? Energia feminină, adică noi, sufletele care suntem aici pe pământ și în alte dimensiuni și ne întâlnim, este o energie feminină și masculină. Care la un moment dat trebuie să se întâlnească feminul cu masculinul ca să intre într-un tot, într-un ciclu complet. Dar ca să vă întâlniți energia feminină, să puteți manifesta această energie feminină, deși sunteți, așa zic ei, că sunteți guvernați de Venus, dar mai fi ceva de comentat la chestia asta. Oricum, că sunteți bărbați femei, lăsați-vă ghidați de energiile feminine, acelea superioare, fine, elegante, care vă pot ghida. Nu că vă lăsați atrași, nu. Nu e vorba de atracție. Deci că știm că taurii se lasă atrași de ce e frumos, că ce e frumos și lui Dumnezeu îi place, da? Însă, aici nu este vorba de atracție, este vorba de ghidaj, de inspirație. E o legătură, este un fir aici foarte lung, care vine din alte vieți, pe care îl aveți cu cineva. Și acest personaj, cu energie feminină, poate să fie bărbat, poate să fie bărbat care și-a lucrat aceste energii, adică vindecător, dar... sau o persoană foarte receptivă, asta înseamnă energia feminină, conectată la intuiție. Și ca să ajungeți într-un punct al dezvoltării voastre, trebuie să vă lăsați ghidați de o energie feminină. Nu i-am scos cărțile, ele au venit, da? Mai ales dacă aveți marcaje în semne de foc, în mod particular în berbec, pentru că este alături de voi, da? Și în continuare, vorbiți cu Dumnezeu. Interesant că sunt oarecum complementare. Roșu, portocaliu, verde, albastru, da? Sau verde, albastru și mov. În fine, sunt destul de complementare. Aici este lucrul vostru. De-aia am zis că trebuie să aveți răbdare.
să vă vindecați și să vă echilibrați forțele. Și cineva este în preajma voastră să vă echilibreze. Pe de altă parte, și voi trebuie să faceți lucrarea, pentru că nu puteți aștepta doar cineva să vină să dăruie și să vă arate. Pentru că dacă voi nu lucrați, nu vă transformați, cum am zis mai devreme, nu veți înțelege ce vă arată, către ce vă ghidează. Și veți comenta și veți reacționa în fel și chip. Deci vorbiți cu Dumnezeu. Aici vreau să ajung. Vorbiți cu Dumnezeu. Creșteți. Da? Creșteți. Întindeți-vă către lumină. Ieșiți din zona materială. Da? Ieșiți că sunteți semne de pământ și asta este. Sunteți, chiar dacă unii tauri sau tăuriți, evident, vorbesc la modul general, ajung să fie spirituali. Acestea au anumite marcaje, dar totuși semnele de pământ, clar că sunt foarte pământene, realiste. Singurul lucru real, parcă ar fi mesaj pentru voi, că voi aveți nevoie de realități pe care să le pipăiți. Să le pipăiți, că sunteți semne de pământ, da? Ei, pe Dumnezeu nu puteți pipăi, însă puteți să vorbiți cu El. Puteți pipăi creația sa. Puteți analiza, puteți simți. Și în momentul în care analizați și simți și meditați, vin și mesajele. Oricum, vorbiți cu Dumnezeu. Care ar fi numărul? Ce frumos! 33, număr maestru. 33 comunicări. Da? Voi comunicați cu El? 3. Al doilea 3 îl comunică și El cu voi. Și apoi ce se întâmplă? Se naște 6. 6 care este numărul lui Venus. Venus este al vostru, este inspirația voastră, energia feminină care vă ghidează, dar nu din punct de vedere pământean terestru, cum a fost până acum, ci din alt punct de vedere, că suntem în 2020 și trebuie să ne facem transformarea toți, inclusiv voi. 6 iar este casa a 6-a a Fecioarei. Vorbesc de case, nu de zodii. Înseamnă lucru. Zi de zi vorbiți cu Dumnezeu, zi de zi lucrați la acest contact cu energia feminină, chiar dacă sunteți bărbați, da? Și vreți să dominați. Chiar dacă sunteți femei și vreți să dominați, că poate aveți tendințe mai masculine, da? Cine este încăpățânat, nu se deschide, vrea să domine, vrea să controleze, clar că nu exprimă această energie feminină. Acum să nu mă lungesc foarte mult, în momentul în care faceți acest lucru, vorbiți cu Dumnezeu, eventual atrageți energia aceasta feminină care vă poate ghida spre o altă lume. Am zis spre suprafață, da? Spre o altă dimensiune. Sau tot ceea ce veți manifesta după vindecare și iertare se poate manifesta cu răbdare, da? În momentul în care munciți. Cum am zis mai devreme, în fiecare zi comunicați cu Dumnezeu, cu această energie feminină, într-un fel sau altul. Sunteți legați de acest personaj. E un personaj. Apoi, va fi și întâlnirea, coming together, va fi echilibru acesta între apă și foc, între, nu vorbim de semnul vostru, musai, este simbolul sufletelor flăcărilor gemene, da? Și apare această inițiere a sinelui, care se întâmplă în această perioadă, cu răbdare, evident, cu răbdare. În continuare, ce-a vrut să se arate? 7 de monede. Aveți răbdare, aveți grijă în ce investiți, că vorbim de bani, că vorbim de relații, adaptați-vă mesajele. Un mesaj se poate adapta în multe situații, nu trebuie să vi le dau eu mot-a-mot, vă rog frumos, încercați să gândiți și voi și să extrageți ce vi se potrivește. 7. Iar probabil că ține de un ciclu pentru unii, 7 zile, 7 săptămâni, 7 ani. Da, variază. E un ciclu saturnian. La capătul setului de cărți, acum l-am văzut, o separare de o energie toxică. Voi într-o poveste cu un suflet pereche, unul dintre voi, nu zic care, unul dintre voi este extrem de toxic. Ori între voi și sufletul pereche s-a mai pus o persoană foarte toxică, ori unul dintre voi este toxic și trebuie să lucrați la această iertare și transformare. Din acest motiv a apărut turnul, separarea, ia uite, cineva pleacă. Pleacă de lângă voi pentru a-și găsi echilibru. Un nou echilibru într-o altă direcție, într-o altă direcție, da? Și dacă vreți să-l manifestați
Împreună cu acel personaj trebuie să vindecați toxicitatea, da? Și apoi 7 și cu 1, asul acela înseamnă 8, înseamnă iar transformare, muncă împreună sau separat, în fine, da? Luați-vă mesajele. Temperați-vă, da? Pentru acest as de monede, pentru acest nou început, trebuie să aveți răbdare, temperanță, dacă doar știți, traduce și voi, da? Ia uite, ce frumos, as de monede și în momentul în care, iar am fiori, în momentul în care începe să manifestați într-o altă direcție, sănătoasă, că asta înseamnă temperanța, curată, vine și asul de cupe. Vine și asul de cupe. Ce frumos! Și începe să colaborați, să vă să echilibrați acele gânduri negative pe care le-ați avut în preajma anumitor persoane, în preajma anumitor situații. Hai să vedem. Ia uite! Scorpionul, turnul și scorpionul, moarte, trebuie renaștere. Nu doar lucru, renaștere, transformare totală, radicală. Casa 8 a scorpionului, casa relațiilor voastre, nu știam de ce apare. Uf, ce stăream. Apare pentru că este casa relațiilor. Relațiile voastre vă transformă. Asta este. Tocmai pentru că sunteți încăpățânați și numai un scorpion. O schimbare de energie, judecată, renaștere pentru de-a către un suflet geamăn, către un suflet pereche benefic, către stabilitate, o relație care vă dă stabilitate, vă dă putere, aici sunteți voi, sau altă persoană superbă. Nu, sunteți voi răniți, nu e altă persoană, sunteți voi răniți, trei de spade, voi sunteți răniți. Și nu vă supărați, v-ați rănit pentru că într-un fel sau altul ați fost încăpățânați într-o direcție. Ori un semn de aer e prin preajmă, ține cu morțiș să fie în preajmă, dar trebuie transformată moartea, zero, de la capăt. Acum, hai să vedem. Am vorbit așa mai pătimaș. Ia uite, schimbare de energie și ridicați-vă, da, învățați lecția, e Jupiter. Jupiter schimbă energia, schimbă viteza, schimbă direcția, dar pentru acest lucru trebuie să învățați lecția, varianta bună a lumii, să vă ridicați deasupra lumii. Eventual, unii dintre voi sunteți la distanță de o persoană jupiteriană. Jupiteriană, asta înseamnă mult, jupiteriană. Poate să aibă marcaj puternic pe Jupiter, poate să fie în zodia peștilor sau a săgetătorului. Pentru că aceștia sunt jupiterieni, dar poate fi orice altă zodie care este marcată intens de această planetă. Of, și eu ce vorbesc, ia uite, 8 de cupe, dar a venit invers. Vreți să vă întoarceți sau cineva se întoarce la voi. Da, la voi, semn de pământ. Ori soția, soțul vrea o reîntoarcere, o discuție, o împăcare cu valetul de cupe pentru unii. Dar eu zic că voi vreți o discuție în adevăr, un început în adevăr cu cineva. Față de care ar trebui să oferiți niște scuze. Pentru că situația la un moment dat între voi și acest personaj n-a fost echilibrată. Dar zic, este o reîntoarcere în preajma cuiva. La lună plină, la lună nouă? Hai să vedem. Acum. Tăurașii care sunt împreună, în relație. Evident și tăurițe. Evident și tăurițe. Nu, încă nu. Ia uite, cineva chiar vrea să lupte. Vreau să ofere o discuție practică. Să lupte? Cine e într-o relație cu un semn de foc sau cu... sau cu soarele, cu semn de leu, cineva cu marcajul leu, persoana cu marcajul leu este foarte defensivă. Caută atenție sau victorie într-o altă direcție. Are și 6 de bâte și 8 de cupe. Într-o altă direcție. Din ce motiv? Caută atenție sau direcție. Interes. Într-o altă parte. Din ce motiv? N-am căutat, n-am despicat încă adevărul. Doar este un mesaj scurt. Acum, tăuraș, odată. De 2 ori în cuplu. De 3 ori și tăiem. Arată-ne spirite. Care pentru tăurașii și tăurițele în cuplu. Jumătatea lui august până septembrie. Faetonul, vă luați mașina? Regina de cupe și mergeți către un personaj foarte sentimental. În septembrie?
Dacă ar fi doar mesajul ăsta, ce bine, aș fi scăpat repede. În septembrie că este eremitul, dar este nevoie de o discuție. Da, voi trebuie să discutați despre această împăcare, despre lucrurile pe care, emoțiile, nu lucrurile pe care le simțiți în preajma cuiva. Iar aveți semn de pământ, semn de apă. Nu trebuie, vă arăt ca să mă credeți. Da. Dar central este Regina de Cupe, că este un personaj marcat de cupe, marcat de planete în semne de apă, zic marcat pentru că nu trebuie să fie musai zodie de apă, dar care se poartă foarte emoțional, vă hrănește acel pământ, da? Vă hrănește, vă modelează, interesant, modelează emoțional dacă vă lăsați ghidați de energie, cred că această energie, dacă vă lăsați ghidați de această energie feminină, o energie feminină, da? Lăsați-vă ghidați de ea pentru că vă modelează. Și interesant, ce stare! Vă modelează într-o direcție spirituală pe care n-ați mai experimentat-o. Este o lecție spirituală pe care aveți cu acest personaj. A venit și vorbiți cu Dumnezeu, da? Ei, ce face călugărul în întuneric ca să-și găsească lumina și ce stare am? Vorbește cu Dumnezeu. E o situație între voi. Vreți să călătoriți, sunteți determinați să mergeți către destinul vostru care este să împărtășiți lumină, dragoste, înțelegere, înțelepciune, lumina asta pe care o găsiți în momentele de singurătate. Că tot vorbeam mai devreme de iertare, Regina de Cupe este iertătoare, înțelegătoare. Dacă e o situație în cuplul vostru, aveți ca și semn aveți rac, în mod special pești, scorpion și fecioară, unii dintre voi. Pentru unii puteți să fiți și între un semn de apă și un semn de aer, pentru că apare și semnul de aer. Dar eu v-am dat așa ca să știți, vă alegeți ce vreți voi. Am vorbit și despre leu, despre semn de foc. Acum, în cuplu, punctul central, elementul central este dragostea. Emoțiile pe care le împărtășiți, felul în care vă susțineți moral în momentele de criză. Că este un eremit, este într-o lecție spirituală, este într-un moment de criză. Unul dintre voi sunteți în acest moment în care vreți să găsiți răspunsul la multele întrebări pe care vi le-ați pus de-a lungul vieții până acum, da? Probabil că unul s-a izolat ca să-și caute această lumină, că asta face eremitul, se izolează și celălalt vrea să o ofere. Și chiar dacă nu vrea să o ofere, problema este cum oferim dragoste și susținere emoțională într-un cuplu. Cum putem să avem victorie împreună? Ah, interesant, iar avem opoziția fecioară pești, ca și case, da? Fecioara oferă chestiuni practice. Am zis asta și l-a apărut ceva de genul ăsta și la berbec, probabil că aveți marcaj. Fecioara oferă lucruri practice, sfaturi practice. Peștii oferă emoții și lecții spirituale, într-un fel sau altul, evident. Într-un fel sau altul, dar vorbesc ca și casă, ca și marcaj. Ei, și ce face faetonul? Combină cele două elemente, da? Cele două forțe opuse. Unui singurat, amândoi sunt singuratici dintr-un punct de vedere, dar fiecare pe altă direcție. Are alt drum. Toate drumurile duc la Roma, toate drumurile duc către Dumnezeu într-o formă sau alta, dacă vreți, evident, să vorbiți cu El. Puteți să vorbiți pe multe căi, dar ideea este să combinați experiențele și stările și să mergeți împreună. Să mergeți mai departe, să aveți victoria. Acum, faetonul, la fel, că tot am zis împreună. Vreți să fiți împreună cu cineva, cuplu, dacă sunteți un cuplu, că vorbesc de cuplu. Dacă vreți să aveți victorie împreună, trebuie să echilibrați aceste două energii. Unul este mai practic, altul este mai puțin practic, dar trebuie să învățați lecția spirituală din acest cuplu, să manifestați susținerea celuilalt. Vindecarea,
Regina de cupe. Asta pentru cei care sunteți în cuplu. Cam atât deocamdată. Haideți să vedem, pentru că mai sunt multe de făcut, pentru cei care sunteți singurei. Vedem ce iese. Pentru, ia uite, singurei, 9 de monede, singurei. Lucrați la creșterea voastră profesională, spirituală. Singurei, tăurițe, tăurași. Soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord, în tăurași. O dată, de două ori, de trei ori, așează-te așa cum trebuie pentru mesajele tăurașilor. O dată, de două, de trei ori. Valetul de cupe. Am mai văzut doi de spade. Nu vorbiți? Oh, diavolul. Pfui, ai, ai. Împărăteasa. Să zicem că sunteți voi. În preajma unui semn de apă, dar este tăcere. Sunteți voi satisfăcuți cu voi, unii dintre voi, nu toată lumea, evident, cei care v-ați făcut o anumită creștere, o anumită lucrare. În principiu, dacă sunteți în poziția de împărăteasă, nu toți taurașii și taurițele se pot manifesta ca și împărătese. Sunt împărăteasă o energie foarte înaltă, este o arcană majoră, este un personaj matur, peste 30 și ceva de ani, 40. Da, în principiu. Și chiar dacă nu sunteți la vârsta asta, sunteți trecuți prin viață și nu doar că ați trecut prin viață, ați învățat, ați acumulat, da? O abundență, că e Venus, o abundență de o anumită culoare, să zicem, emoțională. În principiu sunteți satisfăcuți cu voi, dar sunteți într-o tăcere din cauza unui ego. Pentru că cei care ajung la o anumită postură încep să dezvolte și ego. Au fost niște discuții cu cineva. Au fost niște discuții. Acum, ca acel cineva, cu fi semn de aer, nu mă interesează. Cu fi semn de pământ, cu fi semn de apă, iar pe mine nu mă interesează. Voi știți cu cine sunteți. Ați avut acele discuții. Au fost niște contraziceri. Da? Oh. Mă, ce durere de cam a luat. Acest diavol este o energie extrem de toxică. Uf, și nu mi s-a mai întâmplat până acum. Nu este energie extrem de toxică. Vă dau mai multe mesaje. Pentru cei singurei, a venit cineva în preajma voastră cu o energie foarte duioasă, foarte simpatică, foarte dulce. Sunt dulci, oamenii ăștia sunt dulci, bărbați, femei, nu contează. Au un aspect tineresc, chiar dacă sunt mai în vârstă, se poartă uneori copilăresc. Sunt copilăroși uneori, chiar dacă sunt în vârstă, da? Chiar dacă aveți de-a face cu această mare împărăteasă oricând, pentru că a trecut prin multe, se poate manifesta în multe feluri. E Venus, e creativă, da? Asta, dacă e altă persoană. Așa. Ideea este că a venit cineva în viața voastră, trebuie să vină, e în preajmă, însă se blochează. Asta e energia centrală, se blochează comunicarea. Se blochează comunicarea cu acest personaj din cauza unei situații extrem de toxice. Toxice. Poate să mai fie ca voi să aveți o mare pasiune pentru acest personaj și între voi să se pună un alt personaj, să vă blocheze, să vă separe, da? Cineva cu marcaj în semn de aer. Pentru cei care vreți să manifestați o împăcare, o discuție cu acest semn de aer, nu uitați că această situație vă menține într-o energie toxică, de codependență, de ego, de obsesii, de pasiuni care nu sunt sănătoase. Punct! Puteți să comentați cât vreți. Ăsta este mesajul. Repet, pentru unii aveți pasiune, pentru cineva, pentru personajul de care a zis și nu o exprimați, ați blocat comunicarea pentru că nu vreți să exprimați această pasiune. Conștientizați unii dintre voi că sunteți toxici, fără supărare, și nu zic că sunteți în totalitate, într-o zonă, în această zonă a atracției. Sau poate în felul în care comunicați. Există, da, sau poate ego, că tot l-am văzut ego, da? Se variază această energie. Variază cum se manifestă.
Dar clar este că nu degeaba a apărut. M-a dus și capul. E o chestie care ține de e o voință a unuia de a impune ceva, de a transmite. Frumos ar fi să nu anulați această energie. Da, cam atâta pentru cei care sunteți singuri. Vreau să termin, sper să pot să termin etalarea. Acum, tăuraș cu berbeci. A sărit, a sărit. Tăuraș cu berbeci. Niște lucruri secrete. O, suflete perechi. Hai să vedem și următoarea carte. Sunt niște secrete în legătură cu acest suflet pereche. Niște secrete, niște lacrimi, niște dureri care trebuie vindecate. Tauri, o dată, de două ori, de trei ori cu berbeci. Berbeci și ta. Oh, au ieșit patru. Asta e. Așa a vrut, așa a vrut. Asta e. Așa simt, așa vă zic. Unii dintre voi încercați să ieșiți dintr-o căsătorie, 10 de cupe, o căsătorie, dar invers este ieșire. Eventual, printr-o aventură sau să găsiți, să vă găsiți foc, pasiunea într-o altă direcție, voi sau ei, unul dintre voi. Posibil, să zicem, semnul berbecului iese. Sau își caută un ideal într-o altă direcție. Asta pentru că taurul sau cel care a fost căsătorit rămâne la un dat singur. 9. 9 de monede. Deci nu mai sunteți căsătoriți sau urmează să nu mai fiți, urmează să ieșiți din această căsătorie pentru că apare 9 de monede, apare persoana singură. Ori semnul eu așa văd, rămâne de văzut, ori semnul de foc merge către un semn de apă și semnul de pământ către un alt semn de pământ, foarte posibil, și semnul de foc poate să fie cu marcaj acolo, repede cât ori pot, ascendent, Venus, Marte, n-am zis despre Marte, decât dacă e bărbat. Există o pasiune, o aventură care tulbură o căsătorie, o relație de lungă durată, o legătură spirituală, da? În loc să fie așa, să fiți fericiți, deja se separă lucrurile și apare cel puțin o persoană singură, da? E clar că ceva se întâmplă. Din cauza unui foc. În ce sens? A unei pasiuni pentru cineva sau altceva. Da? Probabil că lucrurile oricum s-au dezvoltat destul de încet și trebuie schimbată energia. Da, iar apar stagnări. A fost o stagnare. Pentru unii dintre voi. Rămâne de văzut. Asta e un mesaj scurt pentru o perioadă de timp. Rămâne de văzut mai încolo cum se va manifesta. Mai căutați și la etalarele celelalte. Tăuraș cu tăurițe. Vedeați? Coarne în coarne. Tăuraș cu taurițe. O dată, de două ori, de trei ori, așează-te. Ok. Iaute. Asul de monede. Cavalerul de cupe. Doi de pute. Sunteți la început de poveste și acum sunteți foarte emoționați, foarte plini de stări, da? Asta în cazul în care sunteți la început de poveste. E un as, e un început. Sau la început de ceva, de moment, de un stadiu în relația voastră. Deși sunteți plini de emoții, trebuie, sunteți conștienți că trebuie să alegeți o direcție. Să lăsați în spate
un anume stil de viață, să vă faceți planuri de viitor. Aha, interesant. Dar foarte posibil, foarte posibil, unul dintre voi este încă indecis, pentru că e doi de bâte. Unul dintre voi este încă indecis. Unul își dorește, unul e hotărât, unul e hotărât, dar celălalt are tendința să fie mai emoțional și este încă indecis. Ia uite, este nevoie de comunicare și de a înțelege adevărul printre toate aceste emoții. Puteți să ajungeți la cu răbdare. Ah, da, trebuie unul dintre voi trebuie să vă vindecați de niște chestiuni din trecutul vostru. Așa, puteți să ajungeți la să aprofundați această legătură care este între voi doi, dar trebuie comunicat adevărul. Și dacă acum, la un moment dat, unul dintre voi este mai emoțional sau amândoi sunteți foarte emoționali, senzuali, vă bucurați de o anumită latură acestei relații, trebuie să discutați și adevărul, trebuie să renunțați la relațiile karmice din trecut și va trebui, dacă sunteți la început de relație, să munciți un pic pentru echilibrul ei, pentru că încă sunteți într-o fază de lipsă. Ceva vă lipsește, să zic financiar, dacă sunteți la început de relație. Aveți mai multe. Sunteți într-o etapă în care trebuie să transformați multe lucruri. Ca să puteți manifesta un potențial frumos între voi doi. Taur și Gemeni. Așa simt. Așa au venit cărțile. Sunt foarte curioasă. Am zis un mesaj scurt. Vedeți? În ce zonă a relației voastre se poate adapta? Pentru că dacă l-ați ascultat, e clar că e pentru voi. Doar adaptați-l. Sau odată, Gemeni. De două ori, de trei ori, așează-te. Gemeni. Moartea. Faetonul. Apare semn de aer. Șapte de spade. Eremit, o lecție spirituală. Au fost niște lacrimi, să zicem. Manipulări emoționale. Cavalerul de cupe și magicianul sunt manipulări, da? Magician este Mercur, Gemeni, Fecioară, orice altă zodie. Dar sunt niște manipulări emoționale, fără supărare. Da? Ia uitați-l. La început, magicianul vine cu povești frumoase, cavalerul de cupe, da, care îndoieșează și apoi rămâneți cu ochii în soare, cu tristețe, cu dezamăgire. Trebuie să învățați. La un dat cineva va pleca din această, sau a plecat din această poveste de dragoste pentru un nou început. Într-o altă direcție, da? Trebuie să învățați lecția spirituală, dragii mei. Acum cărțile înseamnă că încheiați relația cu gemenii sau o transformați. Pare că o încheiați, pentru că este moarte. Așa asta înseamnă moarte și renaștere. Renașteți într-o nouă direcție. Vreți să aveți victorie, să mergeți către destinul vostru. Pentru că cineva v-a mințit, a fugit, s-a fofilat, s-a jucat mental cu voi în această situație. Cine? Voi știți, nu stau să vă judec sau să vă pun într-o anumită poziție, doar vă citesc cărțile care mi-au venit mie. Dar pentru că faetonul este la mijloc, este o forță și marcană majoră, ca și moartea, amândouă, dar foarte intense, semne de apă și semn de aer. Probabil aveți acolo un marcaj în planete, în aer și în apă. De-aia am zis manipulator emoțional, nu doar mental, fost și mental și emoțional. Faetonul este la mijloc. Sunteți deciși să mergeți, să aveți victorie în această transformare, în acest final. Că sunteți voi cel care plecați sau cea care plecați, că sunt ei,
Pe mine nu mă afectează, voi trebuie să vă găsiți poziția. Ideea este că acest faeton este central și este determinat să își găsească victoria, destinul, eventual în altă parte. Foarte curios. Foarte curios. Acum. Taur și rac. Tăuraș, tăurițe și zodia racului. De trei ori. Oh! Ce să mai aștept? Că au picat. Deci, 6 de monede. Ia! Cavalerul de spade. Ia o lecție spirituală iar. O lecție spirituală. O tăcere, o distanțare. Imediat vă zic și cealaltă carte. Încă o carte pentru Taur și zodia racului. Taur și rac. Sunt două. Asta vreau. Iar apare moartea, transformarea. Într-o căsătorie sau relație de lungă durată. Iar taur, să zicem taur, și semn de apă. Iar pământ. În primul și în primul rând, 6 de monede. 6 de monede este o energie dezechilibrată, reprezintă Venus în zodia Taurului, deși este o balanță. Da? Voi cum relaționați sau ce primiți, ce oferiți în relație, că e o balanță, da? Balanța reprezintă relațiile. Unul a oferit mai mult, altul mai puțin. Poate unul a oferit mai mult chestii practice și altul altceva. Și aici este dezechilibru. Teoretic, ca să fie echilibru, ar trebui să oferim cât de cât asemănător sau nu neapărat în același moment, măcar din când în când. Unul oferă la fel de mulți bani, unul oferă la fel de multă pasiune, unul oferă mai, la fel de multă emoție din când în când. Da? Că nu se poate dar unul să ofere bani și... pasiune și celălalt doar... eu știu, mâncărică și emoții. Nu se poate, asta nu e echilibru. Eu așa nu-l văd. În fine. Deci, oricum, a existat un dezechilibru. Central ar fi cavalerul de spade invers, care cavalerul de spade devine extrem de agresiv. El, în general, este agresiv, este cel mai iute. Este cel mai iute. Probabil unul dintre voi aveți marcaj în semne de aer. Ori a apărut un aer între voi, sau o tentație. Pentru unul dintre voi a fost o tentație. În fine, și din cauza acestei tentații s-au spus niște vorbe grele și s-a dezechilibrat situația. Oricum, sunteți într-un... nu este echilibrată situația. Taur și rac în acest moment. Ca acest cavaler de spade poate să fie copilul, nepotul, vecinul, dar nu e treaba mea, eu zic, este un personaj care vorbește negativ, urât. Taie în carne vie, nu-i pasă de emoțiile nimănui, nu-i pasă nici măcar de ce s-a lucrat înainte, de cât, care e echilibru, care e dezechilibru, nu-i pasă de nimic. În momentul în care un cavaler de spade vorbește și în această poziție, invers, nu că spune adevărul, spune este ce-i vine la gură. Și în continuare apare regele de băte și diavolul. Este o pasiune, este o persoană toxică, iar o energie toxică, pasiuni nebune, tentații. Cineva a fost tentat într-o altă direcție. Sau are, dacă nu e vorba de tentat într-o altă direcție, pentru că există foc, da? Și clar, focul vorbește și despre sex, când vorbim despre regele de băte și diavolul. Poate să fie o dependență de sex, o dependență de aventuri, poate să fie. Dar evident că nu se manifeste tot timpul la fel. Acest rege de băte și cu diavolul poate să fie o persoană dominatoare cu un ego imens, și care când vorbește, taie în carne vie. Acum noi, acum am făcut energia între voi și semnul racului, depinde ce planetă aveți voi acolo. Nu este o energie foarte, da? Nu este o energie frumoasă. Trebuie să se pună capăt acestui stil de relaționare ca să puteți avea parte de echilibru, de abundență, dacă vreți. Dacă nu, transformați-vă eventual într-o altă direcție. Dar înainte de toate, dacă vreți să vă transformați, că apare transformare 8 de monede, da? 8 de transformare iar. Dacă vreți să munciți pentru stabilitatea voastră, pentru abundența voastră, trebuie să vă vindecați de această situație.
Na, na, na. Rămâne de văzut cine cu ce rezonează. Repet, Dr. Po, dacă ați ascultat acest mesaj, vă este destinat, încercați, analizați unde se potrivește. Pentru că sunt multe variante. Tăurași și tăurițe împreună cu lei, în relație cu lei. Tauri. Ok. Apare semn de foc. Tauri în relație cu lei. August, septembrie. Uf, iar apar așa multe cărți. Mai vreți să vorbiți? Este o poveste de dragoste intoxicantă care vă consumă sau pe ei, sau pe voi, sau pe amândoi. Însă, 10 de băte. Îndrăgostiții, diavolul și 4 de monede. Semnul taurului este extrem de încăpățânat. Sunt multe variante. Povestea în sine devine intoxicantă. Să nu faceți vreo alergie la aceste energii. E pasiune. E pasiune. O pasiune care vă consumă și pe unul și pe celălalt. Dar trebuie să renunțați la aceste, la acest, măcar la o parte din aceste bâte, da? Ca să ușurați greutatea. Acum că semnul de foc se consumă foarte mult în această situație, în care voi doi, se pare că vă înțelegeți bine într-o anumită zonă a casei voastre, și semnul de foc se consumă pentru treaba asta. Pe de-o parte, semnul taurului este destul de încăpățânat, nu se deschide emoțional. Este, am senzația în acest moment că relația de dragoste, povestea de dragoste dintre voi este mai mult la nivelul senzual, intim. Nu sunt emoții, iar, fără supărare, semnul taurului nu se deschide, decât de la jumătate în jos se deschide. Și în acest motiv apare consumul de energie, greutatea aceasta. Dacă sunteți cu lei, au nevoie totuși de emoții, au nevoie să fie admirați, au nevoie să simtă. Ăștia sunt lei. Chiar dacă vor ei pasiune, mai vor și altceva. Este o nebunie. Pentru unii poate să fie un triunghi amoros, dar dacă nu, posibil pentru unii situația să fie mai la început, pentru că este nebunul, sau să fie un pic riscantă. Dar ca să vă puteți bucura, să vă puteți bucura de profunzimea unor emoții între voi doi, trebuie să așteptați. Acum, dragii mei, 7 de monede poate să reprezinte nu doar 7 săptămâni, nu doar 7 luni, poate să reprezinte și 7 ani. Rămâne de văzut. Dacă în acest timp rezistați așa, unul dintre voi. Nu zic că nu-i pasiune, se vede că e pasiune, da? Dar unul se consumă sau intră o căsnicie și altul este foarte strict, foarte rigid, foarte închis. Repet, de câte ori pot, adaptați-vă mesajele. Sunt scurte, sunt mici. Vedeți pe unde le puteți... pune în practică viața voastră. Taur și fecioară. August, septembrie, soare, lună, Venus, ascendent. În taur cu fecioară. 7 de cupe. Taur, fecioară. De 3 ori o dată. Nu e, sunt prea multe, nu pot să le iau pe acestea. Nu pot, sunt prea multe. Asta? Două. Ok. Taur și fecioară. Probabil că fecioara are marcaj în balanță. Ok. 7 de cupe, justiția și 2 de băte. Trebuie să vă echilibrați. Justiția este arcană majoră și este la, în mijloc. Deci trebuie să echilibrați, trebuie să judecați în echilibru
în calm, în pace, în liniște. Pentru că sunteți în confuzie sau aveți multe opțiuni, unul dintre voi, eu zic că sunteți în confuzie, de aia central apare justiția. Pentru că în momentul în care vă echilibrați, sunteți în stare să alegeți cărarea pe care vreți să mergeți, ce vreți să manifestați cu acest personaj sau împreună, da? Taur și Fecioară. S-ar putea la un moment dat, pentru că au fost niște confuzii, pentru că au fost niște confuzii emoționale, pentru că au fost, poate unul dintre voi a avut mai multe opțiuni sentimentale, profesionale, nu neapărat sentimentale, profesionale, unul dintre voi a avut mai multe opțiuni, pentru că apare doi, interesant, apare doi de bâte, o răscruce de drumuri și justiția, s-ar putea să fie o situație în care vă separați. Acum, pe cât termen, pe ce termen rămâne sau în ce termen rămâne de văzut. Pentru că sunt niște confuzii. Și ca să vă liniștiți, aveți nevoie de un timp, de niște alegeri. Asta e deocamdată. La capătul setului de cărți, faetonul. 7 de monede, ia uite, 4 de cupe, da. A fost cândva o casă frumoasă, o casă frumoasă, o casă drăgostoasă, dar a apărut separarea. Unul își dorește o nouă direcție sau, dacă nu o nouă direcție, un alt fel de a vă trăi acest cuplu. Un alt fel de a vă trăi, mai aproape eventual de acest ideal, de aceste visuri pe care le-a avut cândva. Dar pentru asta trebuie discutat, trebuie discutat și trebuie văzut cum veți vindeca niște dezamăgiri. Și vorbesc de vindecare pentru că așa simt. Trebuie să vindecați. Să vedeți în ce investiți de acum încolo. În cazul în care vă separați. Trebuie să aveți grijă în ce investiți. Și dacă vreți să vă împăcați, cum vreți să vă reîmpăcați? Pentru că degeaba vă împăcați, dragii mei, și asta ține de orice altă zodie, nu contează. Dar dacă vă împăcați pe aceeași termen, înseamnă că o să vă despărțiți mai devreme sau mai târziu. Iar. La fiecare separare, la fiecare lecție, trebuie să vindecăm. Taur și balanță. Taur și balanță. Magician. Soarele. Cunosc pe cineva. Asta? Balanța. La capătul setului de cărți s-a oprit la balanță. Balanța care este și taurul, da? 4 de monede. Unul este foarte reținut, taurul, destul de închis emoțional. Celălalt este foarte rațional. Nu știu cum vă înțelegeți, dar oricum trebuie să vă echilibrați. Trebuie să vă echilibrați cu răbdare, temperanța, să vă vindecați de niște obiceiuri proaste. Toți avem obiceiuri proaste, toți avem tendințe negative, dar această grijă să nu fim vulnerabili sau să nu cumva să fim emoționali, că ne-am obișnuit să fim rațional, da? Sunt niște tendințe negative pe care toți trebuie să le vindecăm dacă vreți să vă bucurați de relații, 3 de cupe. Dar cred că deocamdată este o tăcere. Sau se va pune o tăcere. Haideți să vedem la un moment dat. În fine, deci aveți magicianul, soarele și 8 de cupe. Vorbim despre taur și balanță. Vreți să manifestați. Vreți să manifestați fericire, bucurie, cel puțin acum, în august. Acum,
Că se va întinde până rămâne în septembrie să vedem ce se poate manifesta. Vreți să manifestați, aveți resursele. Resurse, aveți tot ce vă trebuie. 8 de cupe. Vreți să manifestați succes împreună? Interesant. Dar pentru a avea acest succes, trebuie să vă detașați un pic emoțional. De-aia apare balanța, înseamnă rațiune. Trebuie să fiți raționali, să țineți la bani. Interesant mesajul, să aveți răbdare în ceea ce vreți voi să manifestați. Da, trebuie să aveți răbdare. Eventual, ăsta e un alt mesaj. Balanță și taur, taur și balanță. Nu vă nimic, nici pământ, decât aerul aici, în balanță. Eu simt că voi doi vreți să creați ceva, să manifestați ceva, să comunicați despre ceva. Ori în domeniu. Într-un domeniu creativ, pentru că e soarele și magicianul este iluzionist, este foarte creativ magicianul, unul dintre cele mai creative sau una dintre cele mai creative cărți. Vrea să atragă atenția și soarele și magicianul. Dar ca să, dacă, eu așa simt. Pentru cei care vreți să creați ceva deosebit, să ieșiți în evidență, că apare soarele, eventual, unii poate vreți să faceți politică sau sunteți deja intrați în zona politicului și vreți să câștigați. Trebuie să vă detașați emoțional de niște situații mai vechi. Da? Poate de prieteni, poate de joburi, de situații. Trebuie să vă detașați un pic emoțional. Și, nu doar atât, dacă vreți să manifestați acest soare, acest succes, să manifestați împreună, sau bucurie, repet, trebuie să vindecați, să vă detașați de trecut, să vă transformați. 8 e transformare emoțională. Singura carte de cupe. Că totuși vorbim de o relație și atunci într-o relație trebuie să avem și sentimente. Trebuie să vă transformați emoțional, ca să puteți manifesta acest succes. Pentru că este un unghi foarte creativ. Foarte creativ. Mai zis eu cu opozițiile nu mă înțeleg, dar cu acest unghi este altceva în astrologie. Este altceva. Taur cu ce era? Cu scorpion. Ce ar putea să fie? Taur. Taur cu scorpion. Și a ieșit două cărți invers deja. Cum era? Taur cu scorpion. Ia uite, trebuie să se schimbe roata norocului, să se schimbe energia. Într-o relație cu un suflet pereche, într-o relație de lungă durată, vreți să se schimbe energia și să alegeți, să faceți planuri, cum să vă reîntâlniți, cum să vă bucurați această conexiune emoțională. Sunteți puternici împreună, dar există un dezechilibru. Chiar dacă sunteți suflete perechi, există un dezechilibru. Unul jonglează, altul e foarte închis. În fine, un mesaj asta a fost. Haideți cu o carte. Ieca! Iar apare justiția, de așa un pic mai pe orizontal. Secrete, în primul rând, Marea Preoteasă poate să reprezinte semnul scorpionului sau alt semn de apă. Oricum, orice ar fi, reprezintă secrete. Secrete care creează conflicte. Creează conflicte. Mai ce carte a venit aici? Taur și Scorpion. Valetul de spade invers.
Cinci de monede invers. Și justiția. Posibil unii încercați o separare. Vreți să ieșiți din separare. O separare de un moment destul de dificil în care nu ați comunicat și ați avut niște probleme financiare. Dar vreți să... Vreți să vă echilibrați. Casa înseamnă 5 de monede invers și cu justiția vreți să vă reechilibrați. Și financiar și pe alte planuri. Nu-mi place acest valet de spade invers, pentru că invers înseamnă orică, așa simt, orică spionează, bine, scorpionii au tendința asta, poate că și alte zodii, da? Orică se exprimă într-un mod nepotrivit, ori imatur, ori fără profunzime. Există o comunicare, pentru că e sabia în sus. O comunicare care nu mi se pare prea profundă. Oare de ce? Oare de ce? Există un dezechilibru acum în această poveste între voi doi. Dacă acest dezechilibru este, așa simt, este datorită unor probleme financiare, sincer, eu cred că o să le depășiți. O să le depășiți. Dacă ați fost separați, dacă nu ați vorbit, simt că încet, încet, poate mai... De-aia au venit așa cărțile. Justiția este, nu e nici în poziție normală, nici anormală. Simt că undeva mai încolo, mai spre septembrie, puteți să vă reechilibrați mai încolo, mai încolo. Deocamdată sunt niște lucruri despre care nu știți, niște conflicte în viața cuiva, niște confuzii. Dar, repet, dacă situația a fost dezechilibrată la un moment dat, încet, încet se reechilibrează. Pentru că 5 de monede invers înseamnă că mergeți ori către 4, către stabilitate, ori către 6, către echilibru, da? Deci este totuși o veste bună, dacă era invers, era mai nepotrivită, da? E o veste bună, da? Faptul că este invers. Vă regăsiți o lumină, primiți o lumină de undeva. Interesant. Primiți o inspirație divină și reușiți să echilibrați. Și dovada că echilibrați este și apariția acestei justiții. Chiar dacă este într-o poziție destul de nesigură, dar este o mișcare, așa simt, care se, sau schimbare care se întâmplă încetişor. Încetişor. Dragii mei, aveți grijă să nu ascultați bârfele. Pentru că amândoi sunteți puternici, amândoi atrageți atenția și, evident, oamenii care sunt puternici și care atrag atenția nasc și bârfe. Sau nasc, bine, nu oamenii, da? Sunt înconjurați de bârfe, pentru că a venit valetul de spade invers. Poate să fie o persoană care pleacă urechea la bârfe, aveți grijă, da? Dacă se întâmplă așa ceva, pentru că vă dezechilibrați relația, dacă vă plecați urechea la bârfe. Da. Taur cu săgetător. Hai să vedem. Taur cu săgetător. August, septembrie. Hai încă. O dată de două ori, de trei ori. Așează-te o dată. De două ori. De trei ori.
șapte de monede, o nouă de spade, doi de monede. Iar o problemă aici la voi. S-a comunicat, asta e cartea săgetătorul în general, plin de pasiune, s-a comunicat în mod creativ, dar s-au creat și niște confuzii, s-au comunicat niște vise, visuri, da? Dar la un moment dat, unul n-a mai exprimat. Uf. Unul n-a mai exprimat dragostea și pasiunea. Așa simt, așa mi-arată cărțile. Șapte de monede înseamnă că trebuie să așteptați. Semn de pământ, trebuie să așteptați, trebuie să aveți grijă în ce investiți ca să nu aveți dureri de cap, ca să nu vă dezechilibrați viața. Este mesajul referitor la relația voastră cu săgetătorii, da? Trebuie să aveți răbdare, grijă, precauție. Unul din voi poate este bolnav, nouă de spade și în acest motiv trebuie să așteptați reechilibrarea. Da? Sunt multe variante, astea, pe acestea le simt deocamdată. Fost multă pasiune la un moment dat, dar la un moment dat s-a pus o răceală în felul în care s-a exprimat și s-a creat confuzii. Nu ce bate soarele. Mare grijă dacă este vreunul dintre voi bolnăvior. Mare grijă. În cazul în care, unul, sunteți între două situații, două situații, două personaje, iar mare grijă pentru că se creează suferință, se creează probleme, se creează stres. Nu aveți niciun pic de foc aici, în acest moment, în aceste cărți, decât aer și pământ, nici emoții. E o situație destul de dificilă prin care treceți în acest moment, unii dintre voi. Acum, că o fi la locul de muncă, că o fi în relații și că o fi în familia celuilalt, variază, da? Vedeți și voi cum adaptați acest mesaj, pentru că nu degeaba l-ați ascultat. Are un rost faptul că ați ajuns până aici. Tauri cu Capricorn. Taur cu Capricorn, august, septembrie. Dacă vă place genul acesta de etalare, mai fac și în alte luni. Sunt multe. Taur cu Capricorn. Wow! Mai, ce a fost între voi? Probabil că aveți marcaj în semne de aer, unii dintre voi. Este nevoie de a discuta. Trebuie să discutați adevărul într-o situație foarte confuză. Aveți doi de spade. Nu se discută. Doi de spade este un blocaj în comunicare, pentru că trebuie să se aleagă ceva. Trebuie să se înțeleagă. Dar este destul de greu, pentru că fără această discuție, dacă nu aveți această discuție, asul de spade, nu puteți alege. Nu puteți alege. Ori sunteți între un semn de pământ, un semn de apă, unii dintre voi, dar vorbeam despre relația voastră cu Capricornul. Asta a fost un mesaj în plus. Există un mister, există o frică. Există o frică de vulnerabilitate, există niște traume din trecut, din casa unuia sau celuilalt, care blochează într-un fel evoluția unei situații în acest moment, în această perioadă și trebuie discutate. Asul de spade. Da? Acum, cât va dura această stare de doi de spade de blocaj în comunicare, și poate voi comunicați, dar nu ce este esențial, nu aceste frici, nu o anumită parte a adevărului.
Există un ego, există niște situații dificile între voi. Și trebuie să aveți răbdare să vă vindecați de aceste situații. Ca să puteți manifesta succesul, victoria. Dacă asta vă doriți. Dar, repet, este un mesaj foarte scurt și rapid, pentru că vreau să trec prin toate zodiile, din acest motiv nici nu clarific, dar un mesaj. Mic. Adaptați-l unde vreți în relația dintre voi și persoana dragă. Ce era? Taur cu vărsător. Împăratul. Moartea. Aventurierul. Separarea. Într-o căsnicie, într-o relație, într-un vis și se creează niște blocaje mentale pentru unii. Taur cu vărsător. Măi, ce mult te-au picat, scuzați-mă! Doar ce nebunea la asta de cărți? Tocmai la voi? Unul dintre voi este impulsiv. Unul dintre voi este impulsiv. Sau ce se întâmplă? Deci au sărit așa cărțile, parcă au explodat, e Uranusul ăsta. Hai să vedem. Încă o carte pentru Taur cu vărsător. Hai să vedem. Taur. De trei ori. O dată, de două ori. Nu. De trei ori. Există o dezamăgire. Lacrimi, supărări, din cauza că unul dintre voi a manipulat, unul dintre voi, nu zic care, unul dintre voi a încercat să manipuleze emoțional, da? Și s-a creat această dezamăgire, da? Și atunci unul dintre voi devine defensiv, defensiv. Da? Trebuie să încheiați acest capitol și să vă vindecați. Eventual, conectați-vă. Oh, wow! Să vă vindecați ca să vă atrageți o legătură spirituală profundă. Perechea voastră spirituală, taurul și semn de apă, pești, drac, scorpion, da? E o legătură spirituală. Aveți cu altcineva o legătură spirituală cu care puteți avea victorie. Dar acum cu acest personaj sunteți la distanță sau nu comunicați. La distanță și în cazul în care nu v-ați întâlnit, da? Pentru că este lumea. Deci în momentul în care încheiați acest capitol și vă vindecați, puteți manifesta intuiție, creștere spirituală, victorii. Însă, acum, unul dintre voi dorește o discuție practică despre cum puteți să vă să reconstruiți. Acestea sunt cărțile. Doar pământ a apărut. Nimic altceva. Dar trei înseamnă comunicare, valetul este iar comunicare. Comunicați prin telefon, prin mesaje sau poate vă întâlniți și încercați să comunicați practic. Unul dintre voi încearcă să comunice practic cum să colaborați, cum să echilibrați situația. E o colaborare ca să păstrați stabilitatea în relație, regele de monede. Regele de monede aici este semnul taurului, dar, repet, sunt numai monede. Probabil că și semnul vărsătorul are marcaj în semne de pământ, în capricorn sau cine știe ce alte marcaje are. Ideea este că doar la bani vă gândiți. Sorry, nu vă supărați, dar în acest context doar banii. Deci unul dintre voi doar la bani se gândește. Bani, 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 bani. Și din acest motiv se dorește comunicarea, colaborarea cu voi. Unul dintre voi este mai, unul este matur și altul este imatur. Unul este rege, altul valet. Împreună, da. Puteți colabora, puteți face bani, dar doar la asta se rezumă relația dintre voi. Uitați-vă. Bani, lucrușoare și cam atât. N-aveți emoții, focul o fi existent, dar comunicări care să vă crească, eu știu cum, spiritual, profesional, intelectual, nu sunt nici acestea.
Asta e. Eu v-am transmis ce am primit ca și mesaj. Dacă vă gândiți cum să vă păstrați stabilitatea, asta e. Dacă vă mulțumiți cu acest gen de stabilitate, eu personal n-am cum, n-am. Am planete în semne de foc, de apă, de aer. N-am cum să mă fixez doar pe așa ceva. Deci nu vă pot sfătui în această direcție. Dar așa apar cărțile. Taur cu pești. Ce? Uf. Taur cu pești. Oh. Iar sar cărțile. De frumos e asta. Asta e frumoasă. Suflete perechi, împărăteasa, judecata, o, temperanța. Vă trebuie multă răbdare să renașteți ceva în cazul în care ce s-a întâmplat o situație. Dar văd cărți frumoase. Ia să vedem. Mai e încă o carte. Două. Iar au venit două. Iar au venit două. Unul dintre voi fuge. Din păcate, fuge către conflicte. Către o figură destul de imatură. Semnul de valetul de spade e o figură imatură. De ce fuge? Fuge de comunicare, unii dintre voi. Fugiți de comunicare. Haideți să vedem. Haideți, deci, central, sunt îndrăgostiții. Sunteți, într-un fel sau altul, îndrăgostiți unul de celălalt. Vă completați. Da, este sextil. Este un echilibru fain între voi. Da? Ia. Stai să nu bat, nu mă bat soale în cap. Așa. Multă pasiune, multă dorință, completare, însă, unul fuge. Din ce motiv apare acest semn de aer? Fugăcios, să zic eu. Da, vă place cuvântul? Mie îmi place. Runner, da? Cel care manipulează, care face jocuri mentale, cel care n-are încredere în... Aha, n-are încredere în dragostea asta. Unul dintre voi n-are încredere în această dragoste. Pentru că aceasta este centrală. Dragii mei, sunteți copleșiți de soare, de lumină când sunteți împreună, dacă manifestați această poveste. E o atracție mare între voi. Însă, atracția aceasta devine obsedantă, vă blochează mai mental într-un fel sau altul și poate că la un moment dat aveți nevoie să vă detașați mental ca să înțelegeți această lecție. E o lecție spirituală, da, toate sunt lecții spirituale. Să înțelegeți de ce v-ați întâlnit cu acest personaj tocmai acum. Unul dintre voi trebuie să se vindece de un blocaj mental. Și când vorbesc de blocaj, vorbesc de un fel de a gândi negativ sau mai puțin ancorat în această dragoste, în aceste emoții, în altceva, ancorat în cu totul altceva. E nevoie de transformare mentală ca să puteți manifesta această completare, da? Această... E carte superbă. Această dragoste. Să puteți manifesta profunzimea, nu doar atracția acestei întâlniri. E nevoie de transformare mentală. Și dacă sunteți conștienți unul sau celălalt că este nevoie de transformare mentală, foarte posibil unul dintre voi se detașează, pleacă din relație, pune tăcere, tocmai ca să se curețe, să se conecteze la, vorbiți cu Dumnezeu, cum am zis, vorbiți cu Dumnezeu, să înțeleagă lecțiile prin care a trecut înainte ca să poată manifesta acest potențial frumos. Dar, repet, cineva fuge, iar, da, avem și șase de spade și șapte. Și tăcerea, și răceala emoțională, și blocajul. Poate că sunteți într-o legătură karmică, unul dintre voi, și nu puteți manifesta acest potențial superb. Din acest motiv, unul pleacă. Și în momentul în care pleacă, fraierul sau fraiera se duce către conflicte, îmi pare rău, și iar nu comunică. Iar nu comunică, deși nu comunică ce? Pasiunea. Nu comunică emoțiile.
Deși ar trebui, în momentul în care se comunică, se manifestă, se poate manifesta abundență, o stare de preîmpărăteasă, abundență, vindecare, noi planuri. Da, e o situație mai complicată. Dar este frumos că printre aceste cărți triste, gri, da, pline de săbii, există una atât de colorată și de frumoasă și de duioasă. Măi, sunt frumoși. Sunt frumoși împreună. V-ați întâlni, v-ați îmbrățișa, v-ați învârti, dar din niște motive trebuie ceva rezolvat. Ceva ce ține de trecutul unuia. Eliberare. Eliberare mentală dintr-o situație karmică, cel puțin a unuia. Cam aceasta este etalarea. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, transmiteți-mi și mai fac în lunile următoare, cum îmi permite și mie timpul. Cam atât deocamdată. Sper să fac și pentru toate zodiile. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Pa, pa!